Bonusul se numește titlul pentru meciul pentru titlul mondial între Bohau Porpramuk, cel care vrea să fure centura de campion mondial a lui Jonghold Kyatadasiak. Așa cum au spus mulți specialiști, este cel mai puternic meci care a avut loc în afara Thailandei. Jonghold este un sportiv despre care probabil că s-ar putea scrie romane și s-ar putea face filme. Primul titlu pe care l-a câștigat Jonghold a fost la categoria 39 de kilograme și era doar un copil. Ulterior a câștigat multe titluri importante, este o adevărată legendă în Thailanda și în întreaga lume. La ora actuală, Jonghold se antrenează și trăiește în Finlanda. Este turneul Explosion 3 la Stockholm, în Suedia. Întâlnirea pentru centura de campion mondial între Bohau Porpramuk, challengerul de la categoria 71 de kilograme de 23 de ani și deținătorul centurii Jonghold Kyatadasiak, 35 de ani. Jonghold, 253 de meciuri câștigate. Aici este o mică problemă, pentru că Jonghold a declarat el însuși că nu știe exact câte meciuri a avut și putem să vă spunem că primul său meci a fost un meci de 5 reprize a câte 3 minute, iar în acel moment Jonghold avea 11 ani și prima pe care a câștigat-o a fost de 6,6 euro. Dar să revenim la această întâlnire. Jonghold în short alb împotriva lui Bohau Porpramuk. În joc se află centura de campion mondial deținută de Jonghold. 5 reprize de 3 minute. Aută Jonghold o lovitură puternică de cot. Porpramuk a fost ales să lupte în max de un promotor japonez, în primul rând datorită faptului că arăta bine și era spectaculos la antrenament, și apoi datorită faptului că era thailandez. Așa cum știm, Maxul s-a dorit întotdeauna o sursă de venituri atât pentru luptător cât și pentru organizator. O lovitură splendidă a lui Jonghold. Întoarcere, s-a blocat bine Porpramuk. Aplaudată la scenă deschisă de publicul suedez. N-a părut prea impresionat Bohau. Va fi un meci clasic de Muay Thai, în care sunt permise loviturile de genunchi, de cot, de picior și de braț. Încearcă Jonghold o lovitură din săritură cu cotul, intuită foarte bine de Porpramuk. Cred că a fost mai degrabă o combinație de lovitură de genunchi și pe cădere. S-a vrut o lovitură de cot de sus în jos. Tinerețea lui Bohau împotriva experienței campionului Jonghold. A încercat Jonghold o lovitură de cot din întoarcere. Bohau, sportivul cu cele mai frumoase lovituri de picior din max, împotriva unui sportiv cu experiență extraordinară. Jonghold l-a învins și pe Ramon Dekker, iar în perioada în care Ramon Dekker era de neînvins în Thailanda. Foarte frumoase schimburile de lovituri. Reacționează foarte bine Porpramuk cu piciorul drept în principal. Este greu să ai doi astfel de luptători de super clasă în afara Thailandei într-un meci, datorită faptului că Jonghold a ajuns în Finlanda la acest moment. A fost posibil ca acest meci să se desfășoare în afara Thailandei. Repriza a doua pentru titlul mondial la categoria 71 de kilograme. Jonghold împotriva lui Bohau. Campionul Jonghold, short alb.
Este campionul de la Lumpini din 1989 și multiplu campion mondial 91, 2000, 2004 și 2005. Nouă execuție foarte frumoasă a lui John Hall. Are o tehnică absolut splendidă acest tailandez. Și avem în sfârșit în față un pramuc mai calm, nu se aruncă aproape deloc asupra adversarului, nu se grăbește, știe că poate fi contrat foarte ușor, chiar ușor tensionat este pramuc, în schimb are o ușoară superioritate în viteza execuțiilor. Boacau nu a reușit decât un loc 2 la Lumpini, în schimb a câștigat turneul K1 Max din 2004. Lumpini este foarte greu să ajungi campion și chiar dacă ai ajuns campion și mai greu este să rămâi în această postură pentru că sunt sute, poate mii de luptători care se pregătesc în fiecare an în stările din Thailanda. Foarte frumoasă lovitura de brață a lui Pramuk, foarte calm, este acesta, se blochează excelent. Încearcă din nou lovitură din întoarcere John Bod și reacție foarte bună a lui Pramuk pe piciorul de sprijin. Notate de pas în lateral a făcut Pramuk și din nou încearcă John Bod lovitura de cot din întoarcere. Una dintre specialitățile casei pentru John Bod. Ce frumos se blochează de cei doi, câtă ușurință au în execuții. Dă senzația că îl pândește Boacau pe John Bod. A reușit să dejoace marea majoritate a loviturilor campionului, inclusiv aceea cu cotul din întoarcere. Blochează bine Boacau, face jumătate de pas în lateral și încearcă să lovească la rândul său puternic cu cotul. Este un meci absolut super. Doi tehnicieni desăvârșiți se întâlnesc la Kaunas Scandinavia și o lovitură puternică ce-l trimite la podea pe John Bod. Sunt curios dacă acesta va putea continua. Mă îndoiesc că va rămâne podea prea mult. Se ridică în picioare John Hod. Vom vedea dacă va ști să speculeze în acest moment Boacau. Incredibil, o vitură pe corp care îl trimite pentru a doua oară la podea pe John Hod și fericire pentru Boacau. Noul campion mondial al categoriei 71 de kg este Boacau Bor Pramuk din Thailanda. Cu această lovitură la corp, Boacau a îngenunchiat o legendă a boxului thailandez. Probabil cunoaște pe John Hod fiecare lovitură pe care acesta a executat-o vreodată în ring. Este o satisfacție teribilă pentru Boacau să-l învingă pe John Hod. S-o lovitură pe genunchi. Exact în momentul când John Hod a aterizat. Lovitura pe coapsa lui Boacau. Lovitoile sale de picior sunt extraordinar de puternice, iar apoi croșeul la corp. Învingător prin knockout în repriza a doua și noul campion al categoriei 71 de kg, Boacau Bor Pramuk.